Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu World of Warcraft Battle for Azeroth. Ei bine, oameni buni, de data asta o să discutăm despre Heart of Azeroth și cam tot ce trebuie să știți despre acest minunat artefact pe care îl obțineți imediat ce începeți aventura voastră în Battle for Azeroth. În primul și în primul rând, așa cum am spus mai devreme, când începeți să faceți level de la 110 la 120, tot ce trebuie să faceți este să mergeți la Magnin Silithus și să obțineți acest minunat artefact numit Heart of Azeroth. Totodată cu el veți obține unul dintre cele trei iteme cu Azerite în ele, să zicem așa, între ghilimele o traducere de găleată, dar înțelegeți voi la ce mă refer. Aveți de ales între head, shoulders și chest. Nu contează pe care îl luați, pentru că oricum mai târziu o să ajungeți să le înlocuiți. Dar astea sunt itemele cu Azerite pe care o să le folosiți în de-a lungul expansionului. Nu știu acum dacă s-au anunțat că vor fi arme cu Azerite sau dacă vor fi și alte iteme ce vor beneficia de nivelul artefactului pe care le aveți voi aici. Normal că o să începeți să aveți level 1 pe Heart of Azeroth și pentru că să aveți level 1 o să trebuie să începeți să farmați în așa fel încât să creșteți acel level. La fel ca în Legion, știți că armele artefact creșteau în funcție de artefact power-ul pe care l-a adunat și puneați puncte în el și tot așa. E bine, lucrurile aici s-au simplificat destul de mult pentru că nu mai trebuie să adunați o tonă de artefact power, să băgați în fiecare armă și să stați să faceți asta pentru fiecare spec, iar druizii după aia să se plângă pe forumuri pentru că iau 4 arme și nu se pot descurca să facă level pe toate armele pentru că ei sunt mega multiclas. Înțelegeți voi la ce mă refer. E bine, lucrurile fiind acum mai simplificate, puteți să faceți level doar pe un singur lucru și ce alegeți pe aceste Azerite armor-uri rămân acolo ca pasive. Aceste pasive sunt fie generale sau pot fi class specific sau mai bine spus spec specific, pentru că aceasta este o pasivă specifică de Frost Death Knight. Aici aveți una specifică de Unholy Death Knight, una specifică de Blood Death Knight și una generală. E bine, itemele verzi și albastre vor avea 3 cercuri de pasive, pe când cele epice vor avea 4 cercuri și nu știu dacă pe viitor acest lucru se va schimba în sensul că se va mai adăuga vreun inel sau chestii genul ăsta, dar în mare parte tot ce s-a văzut până acum este că avem doar 4 cercuri maxime. Și fiecare nivel are câte o pasivă specifică. În primul rând avem pasive de clasă și pasive generale pe care le putem lua. Când coborâm avem doar pasive generale, ci unele sunt mai benefice decât altele în funcție de clasa și specul pe care îl jucăm. Aici avem, cred că, best in slotul pentru Frost Death Knight, numit Heed My Call, ce ne poate oferi șansa că atunci când atacăm să dăm cam vreo 2000 damage și cel mai probabil să mai dăm și în ceilalți inamici dacă sunt pe lângă noi și procuim. E bine, scuze că o să tot repet cuvântul ăsta, sau combinația sunt cuvinte, e bine, dar alta nu prea vine în minte la ora asta. Când ajungem în punctul ăsta, vedeți că nu am levelul necesar să upgradez. Dar când ajungem aici, aici sunt deja pasivele, pasivele defensive. Uite să vă arăt aici unde deja am item level destul de mare încât să pot să le alegem pe toate. Deci uite, a venit frumos aici, alegem ăsta. Și ajungem direct în cercul de talente sau pasive defensive. Acestea pot fi normal class specific sau pot fi generale. Rar se întâmplă să fie ceva class specific, de obicei sunt doar chestii generale, cum ar fi when you take damage, heal for this amount și nu se poate întâmpla efectul ăsta de doar câteva secunde. Să zicem că alegem chestia asta, suntem ok cu asta. Bam, ajungem și, na, având level destul de mare, bine, aparent nu am ales itemul bun, hai să ne găsim un item care să aibă 3, ok, n-am niciun item pe care să deschid toate cele 3 talentele să vă arăt așa la ce mă refer, dar ultimul punct vă oferă 5 item level în plus, adică fiecare item se va upgrada cu 5 item levele când ajungeți la nivelul final pentru a upgrada și ultimul talent de pe această armură. Deci itemele vor ajunge la 345 atunci când voi ajunge la Heart of Azeroth level 25. Și acum vine întrebarea majoră și punctul pe care am vrut să-l focusez mai tare în acest video, nu doar să vă vorbesc despre pasivele astea și tot așa. Prin ce metode puteți voi să faceți rost de Azerite? Ei bine, sunt diverse metode pentru fiecare tip de player. Dacă vă place să faceți dungeon-uri, ei bine,
puteți să aflați acum că prin dungeon-uri puteți obține o cantitate destul de decentă de azurite. Adică pur și simplu puteți să faceți dungeon-uri prin Dungeon Finder, vedeți aici frumos, puteți obține destul de mult azurite, nu mai spun că puteți obține azurite și de la Bosch. Așa că Bosch-ii dau undeva la vreo 40 azurite de fiecare și după aia reward-ul de final de dungeon. Trebuie să țineți minte o altă treabă, este că cât spamați mai multe, cu atât cantitatea cumva cam scade. Deci nu este cea mai eficientă metodă. Deci o să avem metode și pentru voi. Puțin mai târziu o să spun exact care este cea mai bună metodă. După aia să zicem că veți faceți PvP. Puteți face battleground-uri sau rated, random battleground-uri și tot așa, whatever. Știți-vă la ce mă refer. Bine, rated-ul încă nu funcționează pentru că nu a pornit sezonul de PvP. Și de aici puteți obține iarăși o grămadă de azurite. Și de unde mai puteți obține azurite? E bine, din World Quest-uri. World Quest-uri vă pot oferi azurite destul de mult. După cum bine vedeți, eu folosesc acum un addon numit World Quest Tracker. Mi se pare, da, World Quest Tracker. Ce vă spune cam cât azurite puteți obține în total. Puteți să vă duceți și pe cultura, să vedeți aici. Bine, aici nu mai avem niciun quest pentru că am făcut curățenie totală. Dar înțelegeți voi la ce mă refer. Deci, din World Quest-uri iarăși este o metodă foarte, foarte bună de a obține azurite și din diverse creaturi rare sau epice pe care le puteți găsi prin lume. De obicei știți când vă plimbați, mai vedeți câte o steluță pe aici, pe colea, pe hartă, de obicei pe minimap le vedeți, omorâți acea bestie și puteți obține destul azurite și de acolo, undeva la vreo 50 sau uneori dacă aveți noroc puteți obține chiar și 100, mi se pare că am obținut odată și 100 azurite. O altă metodă, nu foarte, foarte grozavă, dar este acolo și reprezintă un bonus, să zicem așa, este să mergeți la Table Missions. Table Missions, dacă țineți minte din Legion și din Draenor, aveți aceste misiuni pe care le manageați foarte ușor și din Table Mission puteți obține și reputații și puteți obține și azurite, după cum vedeți, și diverse alte chestii, depinde de misiune. Și uitați, vă oferă aproape 230 azurite, dar na, este 229, nu știu ce cu numerele astea așa dubioase, 172, e foarte, foarte dubios, dar aia e. Și puteți obține niște azurite și din misiunile astea și credeți-vă, o să aveți nevoie destul de multe speciale. Eu am ajuns la level 18 acum și ne trebuie destul de mult, dar vești bune pentru cei care nu au chef să farmeze foarte, foarte mult. De săptămâna viitoare această cantitate o să înceapă să scadă undeva cu 30%. Deci dacă eu acum am nevoie de 22.000, săptămâna viitoare, miercuri, o să am nevoie undeva la vreo 17.000 de azurite încât să fac level up. Deci asta este o chestie destul de șmecheră, mai ales dacă vreți să faceți mai multe caractere, pentru că după aia o să vi se pară super greu să faceți level pe Heart of Azeroth cu un alt, dar acum pentru că scade chestia asta treptat în fiecare săptămână, atunci o să vă fie mult, mult mai ușor. E bine, cum am spus, o să repet cu chestia asta destul de des, cea mai bună metodă de a face rost de azurite, cel puțin până când completați quest-ul, este prin Island Expedition. Aș vrea să dau Q acum, durează puțin până se face un Q, undeva la 1 minut, 2 și după aia durează vreo 10 minute să facem un Island Expedition, dar promit că o să fac un video separat despre Island Expeditions. Deveniți aici frumos la băiatul ăsta, oricum cel mai probabil în timpul levelului ați venit la băiatul ăsta pentru că v-a pus să veniți aici ca și quest. Ați făcut un fel de scenariu dubios și chestii genul acesta, dar uite că când ajungeți la level maxim aveți acces la mai multe opțiuni pentru Island Expeditions. În fiecare săptămână vor fi 3 hărți diferite cu 3 scenarii diferite pentru a face rost de azurite. Și bara asta o să fie goală și dacă umpleți o să terminați un quest, vă ofer undeva la vreo 2500 artefact power sau depinde de situație, dacă se vor scala mai târziu veți obține chiar și mai mult de aici. Dar la final de misiune primiți oricum destul de mult artefact power, undeva în ordinul sutelor. Și aceste misiuni, uite, vedeți aici undeva la 150, 225, 300, 300 și de aici. Și ce este mișto la Island Expedition este că este pentru atât pentru cei care fac PvP, cât și pentru cei care fac PvE. În special dacă sunteți genul de om care îi place să le combine puțin, aveți câțiva mobi de alianță care se comportă ca și player și vin să vă atace și tot așa, nebuni de genul acesta. E o activitate destul de faină aici, este o activitate de 3 persoane, nu contează ce spec sunteți, deși ar fi de recomandat să aveți măcar un healer sau măcar un tank în grup, încât ca lucrurile să meargă destul de smooth. Și aveți dificultăți, normal, heroic, mythic și PvP, adică
acei NPC de alianță vor fi înlocuiți cu playeri și o să aveți o leacă mai multă treabă de făcut, dar este important să aveți grupuri pre-made la ultimele două, pentru că nu cred că vrea Blizzard să vă bage cu random și să începe să vă spurcați pe internet ca la ușa cortului, ca să înțelegeți acum la ce mă refer. Și cam asta ar fi tot cu Artifact Power-ul ăsta, cu Azerite-ul, ca să zicem așa. Sunt diverse, cum am spus, diverse world quest-uri care vă pot oferi mai mult, mai puțin, depinde de situații, dar în mare parte Island Expedition vă oferă, cel puțin per săptămână, vă oferă cred că și atât reputație, dar și Azerite vă oferă destul de mult și credeți-mă, merită să farmați Island Expedition, special dacă aveți un grup bun, special cu doi prieteni acolo, așa, care vă înțelege super, super bine, o compoziție de-aia zdravă, nu puteți face Island Expedition-urile undeva în 5 minute, terminați lejer, n-aveți niciun stres și puteți să le spamați așa toată noaptea și n-aveți nicio treabă și faceți level acolo la greu. Bine, nu o să faceți foarte mult level pentru că momentan vă cere destul de mult și o să fie dureros să stați să farmați acum o grămadă. Și ultima chestie legată de Heart of Azeroth este că acest inel poate fi upgradat. Și acum o să vă puneți câteva întrebări. Păi nu ne-ai spus deja chestia asta că upgradează iteme și drăcii de genul ăsta? Nu. El ca și item level poate fi upgradat. Și chestia e că el crește ca item level când face level up, dar el poate să mai obține încă vreo 15 item levele doar prin terminarea unui simple quest. Acum o să vă explic puțin o chestie pe care vreau să vă explic oricum într-un video mai diferit. Avem aici reputațiile din acest expansion și avem chiar prima reputație numită Champions of Azeroth. După cum bine vedeți, sunt deja honored cu ei, dar la fiecare stadiu de friendly, honored, revered și exalted, mergeți frumos la Magni, care se află în Silithus, folosiți portalul ăsta pentru că vă duce direct la Magni și vorbiți cu el pentru că o să aibă un quest pentru voi. Acel quest nu implică să faceți nimic special decât să stați acolo puțin și el vă dă gratis 15 item levele pe Heart of Azeroth. Știu că probabil dintre voi nu știți de chestia asta, pentru că foarte mulți prieteni de-ai mei n-au știut de chestia asta, trebuie să le explic, ar trebui să le zic, bă, dar de ce nu te-ai zis acolo, ce n-ai făcut aia? Sau unii dintre ei probabil nu au fost atenți când au primit quest-ul inițial, pentru că mi se pare că la început primești o notificare, hey champion, come see me, dar mulți ignoră chestia asta și probabil că nu știu despre chestia asta. În principal mi se pare că am prins din greșeală faza asta cu level up-ul, pentru că am prins ziua în care era la World Quest, adică aici, la Emissary Quest, am prins Champions of Azeroth și chestia asta m-a făcut să mă duc la Magni să predau quest-ul și pentru că m-am dus la Magni, am avut și quest-ul celălalt de upgrade la Heart of Azeroth și n-am știut că l-am făcut. Abia când am văzut mai târziu pe internet că există acest lucru, mi-am dat seama că l-am făcut din greșeală. Și doamne bun, cam asta ar fi tot de vorbit despre Heart of Azeroth. Dacă am ratat ceva, îmi pare rău, dar mă îndoiesc că am ratat ceva legată de acest item, de acest artefact. Dacă voi aveți întrebări, lăsați-le în comentarii, o să încerc să vă răspund cât mai clar și cât mai bine posibil. Și mai important, dacă vreți să aflați ceva anume despre World of Warcraft și credeți că ar merita să fac un video despre chestia asta, puteți să lăsați în comentarii, iarăși o să încerc să fac un video, chit că este o idee de asta unde hai să dezbatem puțin situația din joc, ca povești în mare parte sau chestii genul acesta, ar fi super, super tare. Și dacă vreți, nu știu, probabil să fac săptămânal un video de genul ce s-a mai schimbat săptămâna asta în joc sau alte nebunii genul acesta, pentru că cel puțin acum la început o să meargă, în principal că vin tot felul de schimbări pe zi ce trece. Și acum am bun, cam asta e tot pentru acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!